Săverinii ne pot beneficia de consiliere juridică gratuită. Vorbim despre un proiect al primăriei adresat persoanelor vulnerabile care nu au posibilitatea financiară de a angaja un avocat. Astăzi s-a desfășurat una dintre aceste ședințe de consiliere juridică și toți cei prezenți au spus că aveau mare nevoie de ajutor pentru găsirea unei soluții la problemele care îi apasă. Și după perioada de încheiere a proiectului, pentru că există o perioadă de sustenabilitate obligatorie a tuturor proiectelor de fonduri europene, iar astăzi sunteți la consultația numărul 16 a acestui centru de consiliere juridică. Vă spuneam că alături de mine are domnul expert Daniel Tocea, avocat de profesie. Severinenii pot beneficia de consiliere juridică gratuită. Primăria municipiului Drobeta-Turnu-Severin a inițiat de ceva timp un proiect care vine în sprijinul cetățenilor vulnerabili. Între cei implicați se află și avocați care și-au pus la dispoziție serviciile. Avem parte de un eveniment, consultația numărul 16, în cadrul unui proiect care este de asistență juridică pentru cetățenii din Drobeta-Turnu-Severin. Suntem aproape de finalul proiectului. Aceste consultații sunt menite să ajute populația, oferindu-le asistență juridică gratuită. La începutul proiectului au fost niște chestionare, s-a elaborat un studiu, după aceea un manual, după care astăzi ne întâlnim pentru a afla, în primul rând, ce necesități au cetățenii din Drobeta-Turnu-Severin și cum putem să-i ajutăm să venim în sprijinul lor și să le oferim această consultanță juridică gratuită. Acest proiect va fi valabil încă 2 ani. Proiectul este deja funcțional de 2 ani de zile. Oferim asistență juridică gratuită persoanelor care nu își permit să plătească aceste costuri, dat fiind faptul, știm cu toții, că costă destul de mult să beneficiezi de asistență juridică. Proiectul are o sustenabilitate pe o perioadă de 3 ani de zile, deci vom continua să oferim asistență tuturor celor care au nevoie. Pentru cei care încă nu știu, sediul nostru este pe Avram Iancul numărul 9. Persoanele care au nevoie de consiliere juridică trebuie mai întâi să se programeze la centrul de pe strada Avram Iancu.